Dan Gioraniuc și-a anunțat plecarea de la Dinamo după finalul sezonului. A anunțat acest lucru oficial pe contul lui de Facebook. Ne-a și confirmat de altfel. Dan Gioraniuc a plecat. Dan Gioraniuc, îi mulțumim lui Dan pentru tot ceea ce a făcut pentru Dinamo. Un om care a venit într-un moment foarte, foarte greu. Un om care a rămas într-un moment foarte, foarte greu. Un om care a muncit mult în acest sezon, foarte mult, a făcut foarte multe lucruri, mai puțin ceea ce era desemnat să facă, marketing. Un om care a fost de multe ori judecat pe nedrept, pentru că din cauza, eu știu, lipsei unui departament de marketing și a lipsei personalului din celelalte departamente, a trebuit să facă orice, mai puțin corect, marketing. Și eu nu pot decât să-i fiu recunoscător și să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru Dinamo. Un om care a acceptat să lucreze o bună perioadă de timp, deși nu era plătit, care a trecut prin mari provocări financiare și care a ales acum să urmeze un alt drum. Probabil că și el a obosit foarte, foarte tare în acest sezon. Foarte tare. Da, a fost un sezon obosit, tu ai spus, a spus-o și Vlad la un moment dat, Ionuț a comentat la anunțul postat de noi, a spus în felul următor: Dan a fost aici și a fost dedicat în momente extrem de dificile, a renunțat la 50% din salariul său din Liga 1 și a refuzat oferte mult mai avantajoase din punct de vedere financiar. Din cauza resurselor limitate, pe lângă marketing, a îndeplinit și atribuții care țineau de departamentul comercial, a organizat operațiunile în zilele de meci și a fost director de ticketing. Și a mulțumit pentru toate tot ce a făcut și a mai spus: veniturile din marketing și activitate comercială ale clubului au fost mai mari decât cele din Liga 1 2021-2022, dacă excludem sponsorul principal. Da, pe de altă parte, nu știu cât a fost dorit de către cei din noua conducere și nu este un reproș, pentru că orice echipă de management nou vine cu propriul departament de marketing sau cu propria idee de marketing. În general, în corporații, atunci când se schimbă patronatul, primii care au de suferit sunt cei din departamentul de marketing, acolo unde cei care preiau vin cu propria viziune. O viziune proprie, cu oameni formați de ei sau cu oameni care au aceeași viziune precum o au cei care au preluat, și cred că nu s-a simțit, eu știu, neapărat dorit în noua echipă și a ales alt drum, dar, repet, noi putem decât să fim recunoscători, pentru că omul a făcut cât a putut și a muncit în niște condiții extrem, extrem de grele.